Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. O seară mai mult decât specială, o seară alături de prieteni dragi ai 6TV. Aș putea spune o seară alături de cei împreună cu care am construit 6TV. Suntem alături de părintele Adrian Singurou. Bună seara, părinte, și mă bucur din suflet că suntem iar împreună și alături de Dan Maximilian. Bună seara, Dan! Sărut mâine! Mare plăcere să fim împreună! Așa. Eu m-am pregătit aici, am ozon, am imunocubul lângă mine, ceea ce v-aș recomanda și dumneavoastră acasă, e o perioadă în care chiar aveți nevoie de ele, și torsărul de care nu mă despart de, cred că sunt 3 ani de zile deja, de când permanent sunt cu el în buzunar. Părinte, pentru că sunteți aici cu noi, ce puteam să atingem, ce subiect decât apocalipsa? Avem mai multe subiecte despre care o să vorbim astă seară, dar le denumim generic așa, apocaliptice. Care este părerea dumneavoastră? Și o să te rog, Dan, orice completare ai, să o faci vis-a-vis de ceea ce ne spune părintele. Dacă ne aducem aminte, doamna Olga, noi am tot vorbit de exact aceste lucruri încă de vreo 3 ani de zile. Uh-huh. Și le spuneam cu detalii. Lumea ne-a spus că suntem conspiraționiști, că cine știe ce... Uh-huh. Că batem câmpii, că visăm. Batem câmpii. Da, da, da. Bine, eu având și rezonanța numelui, spunea că eu sunt agent de infiltrare al rușilor, deci numai lucruri de genul ăsta. Chiar mă gândeam, dacă tot mi s-a făcut așa reclamă, mă duc la ambasadă să-mi iau și eu salariu. Da. Ocazia asta. Vreau să vă spun că lucrurile sunt minunate, în sensul că totul e ciclic, nimic nu este nou sub soare. Întotdeauna, știți cum, Socrate avea o soție, Xantipa. Și în momentul în care el întârzia așa mult cu ucenicii, studenții lui, pe marginea, la marginea casei, undeva pe faleză, și întârzea până spre seară. Și aia țipa după el: mă treci în casă că ți-am pregătit mâncare. Ăsta nimic, își continua discursul. La un moment dat vine cu ligheanul și aruncă în cap. Culături. Și el, impasibil, că de aici și stoicismul care i-a precedat, a zis: ați văzut, către studenți, după o zi cu soare vine și una cu ploaie. Vedeți, stoicismul îl urgau prietenii și colegii lui, că făcea parte, era din aristocrația grecilor: măi, de ce nu scap de nevastă ta? Ce se întâmplă? Las-o că te face de râs. Dacă n-ar fi existat Xantipa, n-ar fi existat Socrate. Tot ce ni se întâmplă nou acum, tot, cu bune, cu rele, sunt decât niște consecințe. Omenirea este în durerile nașterii. Practic, noi ne naștem, devenim, începem să existăm și, bineînțeles, să învățăm din greșeli. Eu vreau să văd și partea bună a lucrurilor, să ducem partea până a paharului, că este un clișeu. Partea bună de ce? Pentru că, indiferent câte rele le-am vedea noi în istorie, nu există, eu știu, imperiu creat fără sânge, fără crime, fără sacrificii umane, fără lucruri îngrozitoare. Istoria omenirii e cam problematică. Pe undeva, un stomac sensibil de la minister o fi interzis, că de ani s-a scos nouă din curicula școlară istoria și geografia. Ca să nu ne mai speriem că, apropo de fluidizarea de gen, există și fluidizarea frontierelor. În curând dispar frontiere, națiuni, istorie, geografie. Nu trebuie să mai știm. Dar să știți că asta e ca doar un avertisment, o amenințare. Eu nu cred că se va ajunge aici. Pentru că deja văd și celelalte părți. Se trezește omenirea. Au ieșit oameni în stradă, au început să-și dea seama de pericol, au început să-și aducă aminte că suntem în aceeași barcă, s-a trezit solidaritatea, empatia, ajutorul reciproc, au început brusc să se ajute pe stradă gândindu-se că vor avea nevoie de vecinul și de prietenul respectiv. Acestea sunt lucruri bune. Din păcate, omul se trezește numai în fața unui pericol iminent. Atunci, toate capacitățile acestea spirituale, vedeți la americani. Când, de ce sunt ei atât de naționaliști și când este vreo calamitate, statul acela, Oklahoma, unde s-a, eu știu, născut bluzul american. Uh-huh. E când vine cât un ciclon de ăla și dispar, eu știu, mii de hectare cu case, cu tot, ce se întâmplă? Pe oamenii sar în ajutorul unii altora.
ei se ajută dincolo, deci uită de orice supărare. Și este într-un firesc al lucrurilor. Da, da, dar ce, mă vorbim de fire acum. Păi, e greu de definit acum, firea lucrurilor a devenit aproape periculos, fiindcă nu mai stă în discursul political correctness vorbi despre firea lucrurilor. Acum te gândești și cum să spui, dacă citești Evanghelia, cum o citești, să nu se interpreteze greșit, rugăciunile, cum le spui. Dar eu tot văd, în toate astea, văd un avertisment pentru omenirea cum să nu ajungă. Și sunt convins că se vor trezi resorturi spirituale suficient de puternice încât să întoarcă la normalitate omenirea. Sigur că cu niște pagube colaterale, n-ai cum altfel. Când spuneți de întoarcere la normalitate, da. Se întreba la care normalitate? La ce a fost acum 2 ani era normalitate? Nu, nu. Exact cum, apropo de boli, vorbesc de boli în general, vorbim de inflamații. Că noi când avem febră, luăm, eu știu, un agocalmin să scade febra, ceea ce nu e ok. Trebuie să lași organismul să nu-i cobor febra, decât dacă trece peste 40, pentru că organismul își prin acea febră caută să se redreseze, el se apără, este modul lui de a scoate toxine din corp. Cam așa și cu crizele sociale. Crizele sociale sunt un fel de sistem de apărare, un sistem imunitar al planetei, care este o ființă vie. Și creează, înainte, vedeți, când erau cutremure. Noi avem în cărțile noastre așa numită rugăciunea cutremurului. E cunoscută. Ea se rostea când ieșeau ierarhii, când ieșeau în procesiune cu steaguri, cu racle, cu sfinți, când erau, eu știu, ploi abundente, de nu se mai opreau, când erau cutremure. Și după rugăciunea respectivă, imediat se potolea. Și ploile se potoleau și cutremurul. Iar fântânarii din vechime, care acum noi spunem radiesteziști, măsurau întotdeauna aceste Benz Hartmann, că acum erau dintotdeauna cunoscute și erau foarte apropiate înainte, când era, se simțea așa ca o tensiune, când, eu știu, de obicei apăreau tensiuni sociale. Foarte interesant că au observat că de-a lungul sutelor de ani oamenii au observat că sunt niște coincidențe. De fiecare dată un cutremur veneau, zicea că e pedeapsa Dumnezeu. Când se întâmpla ce nenorociri în lanț, societatea începea să nu se mai poată rupe din niște, de o cauzalitate morbidă, ceva urât, îngrozitor. Imediat apărea un cutremur. Simteai ca o tensiune, iar acest cutremur însemna o descărcare, practic. O descărcare și acele Benz Hartmann se măsureau și erau mai largi după procesiune sau după cutremur. De-aia zic că planeta noastră e o ființă vie, noi suntem extensii ale ei, trebuie să vedem că aceste lucruri, una peste alta, acum ce s-a întâmplat în anii, acum, acești 2 ani? Acum au fost niște aberații, sigur, că au spus că noi avem probleme cu ionosfera din cauza gazelor eliminate de vaci. A fost îngrozitor. Deci chestia asta spusă de... La nivel academic a fost ilar, dar nu știu, oameni care erau serioși cu papion așa și dădeau aprobator din cap. M-am uitat la secvența, nu venea să cred. Cum poți să dai vina pe niște animale că din cauza acelor gaze scoase de ele afectăm clima? Să știți că există și partea pozitivă. Natura s-a regenerat. Noi trebuie să vedem oportunități, dar și avertismente. Asta trebuie să înțelegem și să o luăm doar partea bună. Firea. Păi, legile firii ne știm cu toții. Păi să ne uităm în antichitate. Sunt, sunt legile fundamentale. Vorbim în Kalos Kai Agathia, că bine frumos, dreptatea și adevărul. Deci astea sunt valori fundamentale, axiologia antichității. Deci n-ai cum să abdici de acolo. Un savant evreu. Și cu asta o să închid. Ca să zic ce interesant. Savant evreu, Eli Schaukman, dacă nu mă înșel, așa se chema, el prin 87 a spus, studia, deci era în domeniul genetic, era genetician, și studiind lanțul ADN-ului, nu RNA-ului, ADN-ului, noi știm de cele 4 baze azotate, că sunt 2 catene care sunt spirala dubla helix, minunat, numai că între cele 2 spirale există niște punți,
toată lumea știe că sunt puni de hidrogen, dar și sunt puni sulfurase, puni de sulf care sunt. Acele legături, și aici este foarte interesant, interval măsurat între cromozomi. Și a observat că cele legături nu sunt, distanța între ele nu este egală. Unele sunt mai apropiate, alte mai departate și nu înțelegeau de ce. Și au măsurat, nu știu, curiozitate în acesta de savanți, și au măsurat distanța între ele și era la un interval de 10, 5, 6, 5 și se repeta șirul. 10, 5, 6, 5. Ăsta fiind în același timp savantul respectiv, fiind și rabin și având cunoașterea Torei în spate, a recunoscut imediat. Asta e valoarea numerică a numelui lui Dumnezeu. Iod, He, Vau, He, care înseamnă 10, 5, 6, 5, Jehova. Și asta nu se poate, a avut un șoc. Dom'le, asta e un fel de semnătura creatorului. Deci noi avem în cromozomi minuni, semnătura creatorului, made in God, nu made in China. Made in God este aici. Deci n-ai cum să schimbi. Dacă vrem să ajungem să schimbăm noi pe acolo după chipul și asemănarea noastră, nu al lui Dumnezeu, codul original, se întâmplă nenorociri. Inclusiv climă dată peste cap. Nu harp, nici sura. Și acum vă las să continuați. Vreau să vă întreb, părinte, încă ceva. Au fost în alți prelații în România pe care i-am simțit aproape de noi. Și aici aș vorbi despre în alt preasfinția sa, Teodosie, pe care l-am simțit aproape, toți românii. Da? De ce biserica n-a făcut mai mult, părinte? Pentru că într-o ierarhizare a instituțiilor în care românii cred, biserica și armata sunt pe primele două locuri. Acum, definiția bisericii. Este o instituție, să știți, și mă întâlnesc, care e o instituție în care episcopii sunt numiți cu decret prezidențial și au rang de ministru. Asta este statutul. În momentul în care se întâmplă acest lucru, pe atunci nu mai este așa cum învățăm noi la școli teologice, instituție divino-umană. Este exclusiv o instituție umană de extensie a puterii politice. Acum nu vorbim de biserică, vorbim de oamenii din biserică. Biserica, din punct de vedere teologic, este cosmosul. Toată creația e biserică. Acolo și îngeri, și căzuți, și înalturi. Și sunt și sfinții, suntem noi, biserica luptătoare. Eu văd aici, de exemplu, preasfințitul Teodosie, care m-a și hirotonit. Păi este semper fai, deci pentru acest om, o mare, te arunci în foc. Mergi oriunde, indiferent de unde fii, indiferent de ce biserică aparții, poate și un ateu convins. Dom'le, exemplul acestui om, vorbim dincolo de orice. Exemplul lui de forță interioară, de determinare, de adevăr, păi nu poți să nu-l urmezi oriunde, deci din păcate, acum nu vorbim prea fericitul. Așa cum toți din guvernul nostru, președintele țării, președinții altor țări, ei urmează o agendă, fiindcă așa este situația, asta e realitatea, sunt telefoane care se dau. La nivelul acela, ei nu își mai aparțin, ei nu își mai permit să aibă o agendă proprie, nu își permit să vorbească decât numai strict cât li se permite. Asta este numai, pentru că nu e vorba de vedete aici, este vorba de responsabilitatea reprezentării unor instituții. Și trebuie să vorbească numai la acele instituții. Acele instituții sunt interconectate și toate fac parte din guvernul mondial. Fără excepție. Iar n-au încotro. Acum, vă spun cu mâna pe inimă și știți că am avut întotdeauna curajul să spun lucruri adevărate și fără să mă tem. Mi-au fost colegi, episcopi, acum sunt episcopi, colegi, preoți, funcții foarte înalte. Un lucru spun oficial și în realitate vă spun în particular exact ce vorbim noi acum. Ei știu exact ce se întâmplă, dar nu au ce să fac. Pe alternative care? Preasfântul Teodosie e singurul care și-a asumat. Ce înseamnă? Știți ce a făcut? Preasfântul și-a îmbrăcat haina jerfei. Deci el e clar convins că în momentul în care a luat pe drumul ăsta, mai, oricând îi se poate întâmpla momentul crucificării. Oricând îi se poate întâmpla și știe. Dar și-a asumat. Deci cine are curaj în ziua de azi, în momentul în care, ca și jurnaliștii? Nu este față de guvern, este față de Dumnezeu. Teoretic. Dar, de exemplu, sunt jurnaliști care au mai mult curaj decât prelați. Jurnaliștii care au mers până în pânz de albe și au asumat și au murit.
Dar au devenit niște eroi. Acum toate omenirile sunt recunoscătoare. Exact, exact. S-a schimbat omul, Maximilian, în anii ăștia? Ne-am schimbat noi ca oameni? Ce din s-a păcate, întâmplat? Din păcate ne-am schimbat, nu ne-am transformat. Foarte puțini care cumva erau fidelizați unei transformări spirituale au evoluat, cum să-l spune, dar de fapt această evoluție nu este a adăuga ceva firii omului, ci este a se redescoperi, a se redescoperi sursa, unitatea cu sursă, paradisul din el, ca să descopere paradisul din afara lui. În momentul în care noi nu suntem fericiți în pielea noastră aici pe pământ, cum putem noi crede că după ce murim, deci noi aici să zici că stăm așa chinuiți, sufletește, cu stări amestecate, cu tot felul de tulburări în interiorul nostru și să ai credința, mai mult credințele, deci nu-i credința dreaptă, ci diverse credințe în interiorul minții, că lasă-mă că îndur, că m-a ajutat Dumnezeu după aceea. Iisus spune să fim înțelepți ca șerpii, puri ca porumbei, dar înțelepți ca șerpii. Deci totuși nu, să nu fim proști. Nu, spiritualitatea nu are legătură cu prostirea. Corect. Și părintele a avut mare, foarte mare dreptate. Deci toți, apropo și de Socrate, că actul lui de renaștere spirituală, deci chiar actul lui se numea Maieutica, deci era acest moșit al trezirii sufletești, al trezirii spirituale. Și da, foarte mulți dintre noi dormim așa cum doarme un făt, un bebeluș în pântecele mamei și ne e bine. Numai că s-a cam împlinit timpul să ieșim și acum sunt chinuile facerii pentru a ne dobândi propria adevărata libertate spirituală și adevărata fericire. Cât ești în pântă cu mamei, ești fericit, dar ești într-un fel fericit și totul e preparatoriu. Cam care este optica majorității? Pentru că în fiecare zi fac câte două emisiuni, mă întâlnesc cu multă lume, toți spun așa, simt că se va întâmpla ceva. Da, toată lumea așteaptă să se întâmple ceva. Ce se va întâmpla? Dacă noi nu facem nimic, ce se întâmplă? Vreau să apelez la bunul simț al fiecăruia dintre cei care ne urmăresc și vă rog să lăsați comentariile dumneavoastră acolo. Eu o să vă spun imediat pe urmă, de la partea științifică, de la dovezirea științifică ale acestor cicluri speciale, dar la nivel de bun simț. Credeți dumneavoastră că tăvălugul care a început acum, care este cutremurător, deci ne uităm în toată Europa, ne uităm la noi în țară, că când auzi despre ce s-a întâmplat în America de atâta timp și acum hai că a început în Europa să se strice rău de tot vremea. Deci rău de tot. Deci putem să vorbim de o apocalipsă climaterică clară și la obiect. Corect. Întrebarea este... Noi cu toți am învățat la școală că nu pot fi în Europa tornade, că nu pot fi în Europa uragane. Că... Dar n-am auzit la noi în România despre așa ceva, deci nu s-a auzit. Sunt mențiuni... Am văzut ieri la știri și cum ploua cu gheață, practic. Deci, de la vreme toridă... Imagine mai ceva decât în apocalipsa, în film. La aluviuni care or să rupă, or să ne ia, la ploi cu pietre, deci e ceva cumplit, dar atenție, starea vremii e înregistrată de cel puțin 100 de ani și la asta se face referință, domnule, e cel mai fierbinte punct, s-a atins, cea mai ok. Și unde sunt aceste contraste menționate până acum în starea vremii? Nicăieri. În această sută de ani în care au fost toate aceste date redactate. Ei, întrebarea mea pentru cei care ne privesc. Credeți dumneavoastră la bunul simț că în două, în trei luni, într-un an, domnule, se termină cu contrastele astea termice, revenim la patru anotimpuri, revenim la... o vreme normală pentru fiecare anotimp, credeți dumneavoastră că lucrurile astea se mai întorc în curând? Eu cred că din punctul ăsta de vedere există o ciclicitate și nu da. Este prima oară când se întâmplă lucrurile astea. Da.
Uite, aș vrea să-l întreb, părinte. Vreau să fac referință la treaba asta, că am promis că explic și științific. Sigur, deci, imediat. Științific... N-ai cum să nu te gândești la ultimele cuvinte din Biblie și acolo unde se vorbește despre Apocalipsă, în care spune lucrurile se vor întâmpla în jurul vostru și voi veți fi orbi și nu le veți vedea. Când am citit prima dată acest pasaj, cu mulți ani în urmă, mă gândeam cum Dumnezeu e posibil să întâmple ceva să nu vezi. Și astăzi trăim asta. Ce s-a întâmplat cu noi? Defazare. Hmm? Defazare. Aș explica și eu un pic partea asta cu defazarea prin prisma unor experimente. Este vorba de teoria câmpurilor morfogenetice și lucrurile s-au realizat și la Stanford Institute că au fost foarte interesați de această defazare. E vorba despre nivelul nostru de percepție conform cu nivelul nostru de conștiință și conștiență. Adică, dumneavoastră, cei care ne priviți, chiar considerați că vedeți realitatea așa cum este ea. Exact așa. Adică dacă vă uitați sau tot ce percepeți prin simțuri, este realitatea. În realitate trăiți într-o bulă, într-un univers al propriului nivel de conștiință. Vibrația. Și nu spun aici niște vorbe mari, ci spun exact rezultatul experimentelor științifice. Vibrația nivelului dumneavoastră de conștiință vă poate permite să aveți un câmp care să integreze mai multe sfere, câmpuri perceptive, mai multe câmpuri de universuri sau mai puține. Și anume, deci într-o aulă de curs s-a urmărit să se creeze un dispozitiv cu o vază, cu o floare, pe un suport magnetic și cu o comandă electromagnetică. Deci vaza aia era capabilă la o comandă să poată să intre în levitație și să se ridice ușor, ușor, de pe catedră, până la anumite înălțime, să se mențină și pe urmă să coboare. Profesorul, fiind introdus în experiment, știa despre ce este vorba, adică el își continua lecția lui acolo și la final li s-a dat un test la toți, să spună doar, ați observat ceva diferit în timpul lecției, ce ați putut să remarcați, că profesorul a predat, timp în care a început să jongleze. Și acum, ca să vedeți ce înseamnă câmp morfogenetic uman, pentru că puteam să vorbim despre acest câmp morfogenetic sau, altfel spus, când vorbim despre, la nivel de specii, sunt egregori, da? Și pe specii, pe fiecare. Dacă vorbim de șobolani, apropo de ce se mai întâmplă, de porumbei și de alte lucruri. La final, studenții au descris în următorul fel. Cam într-un procentaj de 95% nimeni nu a observat nimic special, nimic nou. Profesorul a predat, ei au deschis, profesorul a predat treaba asta, pac, 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 pac. Asta, nu s-a întâmplat nimic. Deci în fața lor vaza aia cobora și se ridica prin levitație magnetică și ei nu au văzut acest lucru. Mă întrebați de ce în Biblie e scris așa și ce se întâmplă. Depinde de nivelul de conștiință. Acum, dintre cei 5% care au observat, 90% dintre cei 5% nu că au văzut o vază care se ridică și coboară. Au văzut că a apărut două mâini care au apucat vaza aia și au ridicat-o și au coborât-o. Vă șochează? Apropo de toate percepțiile și cât de subiectiv este nivelul nostru de percepție conștientă prin fragilele noastre simțuri, această proiecție mentală care noi avem asupra realității, deci noi nu vedem realitatea, noi avem un filtru prin experiențele noastre, prin deschiderea sau închiderea noastră ca și conștiință. Prin asta simțurile noastre pot să devină cale unui sfânt deschise, cu clar vedere, cu percepție în timp și spațiu, care este accesibilă fiecărui om, pentru că în fiecare om Dumnezeu a pus conștiință divină, scânteie divină, sau nu? De ce acele două mâini? Foarte simplu, pentru că oamenii nu își puteau imagina
că ceva începe, că ceva levitează pe lumea asta. Și atunci nu-și putea imagina decât că două mâini. Deci imaginația lor a interferat cu percepția. Așa este și în cazul nostru al tuturor. De aceea, înălțimea spirituală vine cu niște haruri care nu sunt înghesuite, nu sunt injectate, nu sunt, nu este un mușchi crescut cu steroizi creierul unui sfânt, ci este dat la o parte mizeria pentru a străluci diamantul divin. Totul este o regăsire. Toate aceste puteri spirituale autentice vin doar prin această regăsire. Cu cât omul este mai aproape de sine însuși și prin asta de bunul Dumnezeu, deci de esența pe care a sădit-o în el, pentru că totul e pe bază de rezonanță, cu atât noi vedem adevărul și, atenție, putem să detectăm când cineva vorbește sau se manifestă, când spatele lui este minciună sau adevăr. Și atunci, demersul spiritual este foarte important. Cei care au apucat această cale imediat remarcă și chiar caută să se îndrepte și în aceste vremuri grele să formeze grupuri, pentru că acolo este unitatea și puterea. Grupuri care să se susțină. La fel cum și în rău, oamenii pentru niște interese absolut meschine, pentru că tot ceea ce se petrece, deci ceea ce s-a descris pe National Geographic, pe Discovery Channel, pe o grămadă de canale de zeci de ani de zile, cercetările care arată și, pe, și în Antarctica, și pe fundul mării, și în sondajele continentale, prin prelevare de pământ, de gheață și așa mai departe, s-a putut vedea toate aceste cicluri despre care se vorbește și în Biblie și în alte cărți sfinte, da? Deci lucrurile nu sunt o noutate, nu vor putea fi oprite, nu au fost făcute în trecut de o văcuță sau de nu știu ce autoturisme. Da, oamenii accelerează aceste procese, dar ele nu pot fi oprite de om, nu este mâna omului. Și de asemenea, ele sunt, exact cum spune părintele, un val pe care învățăm să facem surf sau ne înnecăm. Adică e foarte simplu, este un val care ne provoacă. Toți cei care au considerat că această viață este un fel de teren deschis, un pământ stabil, o autostradă pe care să meargă, se mint. Totul este asemănător mai mult cu oceanul, cu marea, cu valurile. Până acum ne-a fost călduț, am fost în burtica mamei, n-au fost valuri prea mari. Acum vin valuri mari. Și avem o singură chestiune. Nici măcar cu notul nu ne merge. Învățăm să facem surf, să călărim valul, să ne ajute acest val. Sau dacă nu ne ajută și ne păcălim, ne adormim, nu reușim să identificăm vocea adevărului, pentru că noi, această voce a intuiției, este un glas al spiritului și ne poate spune, domnule, ăștia ne mint. De ce propagă anumite știri pe televizor, de ce ne îngrozesc, de ce ne schimbă hormonii, de ce... Pentru că e schimbarea hormonilor pe care oamenii o plătesc. Ei plătesc contractul pe internet, contractul pe televiziune și se dispun cu atenția calibrată pe mesajele pe care se transmit, orice-i comuta între televiziuni, între știrile de la televiziune, sunt vorbiți. Sunt vorbiți între ei. Și uitați-vă, dacă stați deschis, să vedeți ce vă trezești, ce trăire aveți dumneavoastră când urmăriți aceste subiecte. Și asta vă spune că ei vor să vă transforme într-un fel. Ei vor să vă rupă de încrederea și credința dumneavoastră în bunul Dumnezeu, în puterea nemărginită, nemăsurată a bunului Dumnezeu și să vă facă fragili, înfrigurați, instabili. De ce? O să rog și pe părintele să spună. De ce, părinte? Uite, aici imediat, aici pot să spun că suntem aproape de răspunsul la întrebarea de ce ni s-a ascuns istoria, istoria adevărată.
pentru că noi de acolo trăgeam niște concluzii și știam cum să acționăm. Ideea este, părinte, se spune așa, mileniu 3 va fi spiritual sau nu va fi? Da, Andrei Malraux spunea și el o chestie similară, dar știți ce ne-a zis Mântuitorul? Unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. De aici am părit și noi cu denumirea, nu m-am gândit să o și înregistreze, marca înregistrată, Ortodoxia Cuantică, care la prima vedere poate să strânească așa ceva hilar. Însă, în realitate, dacă intri în profunzimea semantică, găsești că este exact ce a vrut să transmită Mântuitorul și Sfinții Părinți. Entanglamentul cuantic este ceea ce ne interconectează, dar noi abia acum înțelegem, după ce citești un Bruce Lipton, un Robert Lanza și vezi ce au spus savanții actuali, cum ei au văzut știința ca pe ceva unitar și că religia este, a fost cândva, e o formă, nu știu, o oglindire, o umbră a unor științe străvechi foarte înalte, foarte avansate, unor civilizații de mult apuse, a noi acum au rămas în formă de religii, mituri, legende. Înțelegem că acest entanglament, acest duh de rugăciune a comunităților creștine sau de indiferent de ce religie, creează un fel de ce a spus și Max Egregor, sau un câmp morfogenetic mai precis spus. Acest câmp morfogenetic este acest câmp informațional al unui grup care se roagă într-un sens, adică lui Iisus, de exemplu. Toți suntem într-un duh de rugăciune, așa și spunem noi. Acum, dacă ce se caută? Ca să vedem, să identificăm anticristul. Momentul în care ei, exact ce a spus Max, creează un grup deja distinct cu o ideologie, asta neomarxistă, a celor care sunt panicați, obedienți pe o chimeră, pe o umbră, deci nu adevăr, nu lumina. Ce face Lucifer de la a luci, lucește, el realizează oglindirea a unei lumini. Nu lumina autentică, el nu poate să creeze, el imaginează, el măscărește creația. Iar acești neomarxiști se închină unui duh mincinos. Ei sunt într-un duh, deja o ideologie, sunt uniți, dar duhul e mincinos. Și acum ne dăm seama, Duhul lui Hristos, care este centrat pe adevăr, pe introspecție, pe legile firii, pe caracter, personalitate, bărbat, bărbat, femeie, femeie, acum nici nu știm cât o să mai avem voie să spunem cuvintele astea, încă mai le mai avem în dicționar, deci există o limbă pe care o respectăm. Dar deocamdată Constituția noastră încă prevede aceste lucruri. Dar da, noi încercăm să fim political correctness. Oamenii sunt inteligenți, vor înțelege de unde vine, dar să știți că sunt evrei și evrei. Evreii originali, sefarți, care am și cunoscut, ați avut în emisiune, pe Kaufman. Minunați, minunați. Extraordinar. Da. Și nici nu era din evrei creștini, era un evreu mozaic, dar da, cu bun simț, extraordinar, cu credință, cu exact în spiritul autentic al religiei, fiindcă nicio religie din lume nu te învață să faci crime. Până să vină perioada comunistă și practic să fie alungați, da? Da. Evreii au trăit în comuniune cu românii foarte bine, sute de ani. Evreii, mulți dintre ei erau mai români decât noi. Dar bineînțeles, așa este. Românește mai ca dovadă că foarte mulți au fost în zona Moldovei, unde știm foarte bine că sunt oameni sufletiști, oameni iubitori de țară, de pământ, de neamul nostru. Da, dar nu avem ăsta de piesa de teatru extraordinară cu Tache, Iache și Cadâr. Deci nu eram, tinerețea noastră, nu eram foarte încântați de ea. Deci asta reprezintă niște resorturi spirituale vechi și turcii la fel. Și sunt nicăieri din istoria noastră, cel puțin contemporană, turcii care au rămas la noi n-au ieșit din bunul simț al unei religii pașnice. În alte părți se întâmplau alte lucruri, dar aici au fost exact ce trebuia. Pământul acesta are o vibrație, să știți, extraordinară. Ne conectează cu Dumnezeu, dincolo de religii, de teologii, de idei, ne conectează direct cu divinitatea și nu te lasă să iei razna cu minte. Adică tu ești ancorat, noi avem și alt termen, numim ortopraxie. Ortodoxie este cea ține de teologie. Ortopraxie este cea care pui în practică, te învață cum să practici credința. De aici vin lucruri. Adevărata credință este ceea ce faci, nu ceea ce tot vorbești vorbe. Și acum să zic, mai departe, John Lukács, ce se întâmplă? El pleacă în America, școala de Frankfurt a fost exportată în Statele Unite și acum este șocul. De acolo este unul, John Dewey, care a fost un recunoscut
eu știu, mentor al lor și trebuie să fiți așa, ca să vedeți de unde. James Lindsay, Helen Pluck Rose, a scris o carte, Teoriile Cinice, Cynical Theories, a apărut în 2020, acum de curând, The Madness of Crowds, deci nebunia coroanelor, Douglas Murray, toți aceștia sunt, să știți, teorii și Brett Weinstein, toți aceștia umplă, ei sunt într-un curent aproape paralel cu neomarxismul, foarte puternic în colegiile și universitățile americane, așa numit evergreen, cum să spun eu, total legilor, de orice fel. Deci nu vorbim numai de hedonism, vorbim de legi de orice fel. Ei vor să transceandă frontierele, așa zic ei, limitelor, limite de orice fel și că orice limitare nu este normal, nici nu mai vorbe de la Dumnezeu, că nici nu concepe pe Dumnezeu. Omul este Dumnezeu, deci ei pun pe antropocentrism. Deci nu vorbim de hristocentrism, cum suntem noi ca popor slav și din zona aceasta balcanică. Vorbim, de exemplu, psihologul Stanislav Grof. Stanislav Grof, un ceh, a fost ca și Papa Ioan. Crescuți în zona asta, în această de spiritualitate balcanică, indiferent în ce au plecat, de exemplu, Grof a fost un psiholog care lucra pentru armata americană, dar el nu și-a părăsit niciodată logica aceasta, gândirea aceasta, arhaică, veche, străveche, o gândire care ține de ancestral, de exemplu, înțelepciunea țăranului de la Glie. Niciodată nu o să-l poți păcăli pe un asemenea țăran pentru că n-are școli. Dar el în trei cuvinte, dacă te privești o secundă în ochi, ți-a spus trei cuvinte, te-a înțepenit. Dar în clipa aceea îți dai seama că te-a dat peste cap tot ce știu, tu ai învățat în școli. Fiindcă el e conectat cu cerul. De multe ori e de sculț în pământ, deasupra e cerul, odată la 12 se pune sub 12-1 așa, se pune sub umbra unui copac, ia pita, o rupe, o slană, o ceapă, pornește de un la treabă, când se spală la 4-5 și seara când vine, e acasă, nu există boli, că vreo afecțiune să aibă acest om. El este una cu natura. E, el are înțelepciunea nativă, îi dă Dumnezeu toată cunoașterea posibilă și nu are nevoie de școli. Și vorbeam mai înainte, mai spuneam, am spus și la misiune, când am avut misiunea noastră, dar cred că și la Putere Secrete, de cum vorbeau părinții contemporani cu noi. Am avut duhovnic pe părintele Adrian Făgețanu în București și Ghelase la Frăsinei. Cea mai rară acolo, în situații mai deosebite. Vreau să vă spun că toți aceștia erau interconectați. Știu tot. Arsenie Babacioc vorbea cu Justin Pârvu, Justin Pârvu cu Adrian Făgețeanu, apoi cu Larion Argatu. Toți erau conectați și știau tot. N-aveau telefon, n-aveau televizor, radio. Toți vorbeau, cunoșteau limbajul acesta. Așa, știți unde este a fost scris fenomenul acesta? Sofronie a fost starețul mănăstirii la Essex, în Marea Britanie. El a fost ucenicul lui Siluan. Siluan, la rândul lui Paisie Aghioritul. Aceștia vorbeau între ei la distanță, nu s-a văzut niciodată, își trimiteau scrisori și scrisurile erau răspunsul la ceea ce ei vorbise prin gând. Și astea au rămas, deci sunt scrise, sunt documente. Lucrurile acestea, să știți că oamenii le aveau înainte. Ce facem noi acum? Vedeți cât de clar în ce direcție se îndreaptă omenirea? Surogatul acesta al tehnologiei ca să compenseze ceea ce am pierdut noi prin atrofierea unor simțuri naturale. Capacitatea aceasta telepatice nu este ceva miraculos, este ceva foarte natural. Că nouă ni se induce că e ceva că sunt legende. Da. Poate toată această tehnologie este făcută ca să-ți servească pe tavă ceea ce ar fi trebuit să găsești în tine. Da, exact. Dar intermediată. Exact. Dar intermediată. Și atenție la intermediar. Exact. Eu vreau să vă întreb așa. În toată această nebunie de an 2021, cum a debutat el, de ce, părinte, în data de 3 aprilie s-a întâmplat acea procesiune de la Cairo? De ce au fost scoase acele mumii ale faraonilor? Într-o paradă de nebunie de aur, da? Cui a servit? Și ce a reprezentat chestia asta? Ce trebuie să înțelegem din ea? Pentru ce a fost făcută? E închiderea unui ciclu, pentru că să nu uităm că acum vreo 405 ani, tot acolo s-a declanșat primăvara arabă.
Când în urma unei slujbe de Crăciun la biserica natalității sau biserica, exact așa se chema, din Cairo, erau creștini și creștini erau foarte mulți la ora respectivă în Egipt și era o religie respectată, adică nu era ca acum să se întoarcă talibanii la putere. Și au pus o bombă, au detonat-o în biserică și în toată nebunia oamenii au ieșit în fum, biserica în flăcări, pe stradă au apărut, unii zic că holograme, alții că au fost aievea, călărițe apocalipsei. Da, parcă și revăd imaginea. Exact. Și la un moment dat, sus, pe o turlă, apăruse Maica Domnului, tot așa, în picioare, și acolo a fost o imagine și toți au spus că e un semn că așa se declanșează, începe apocalipsa. Și pe undeva, orică au fost regizorii acestui film în care noi suntem forțați, suntem actori, în filmul acesta regizat de stăpânii planetei, cu nebunia asta, cu crizele astea artificial create, a început primăvara arabă, acele războaie, conflict întâi în Egipt, apoi în toate țările respective, care și nici acum nu s-au stins în Siria, toate acestea au început atunci. Dar iar nu asta e problema, să știm, tot să ne fie frică. Întunericul întotdeauna a mers în echilibru cu lumina. Oamenii au, noi avem în noi și aceste, nu știu, avem acel puncte, bulbul rahidian, până asta este creierul reptilian, avem în noi această umbră, amprenta întunericului. Problema este că educația, credința, toate acestea sunt necesare, ni s-a dat de Dumnezeu și rațiunea, ca să inhibăm, să ținem sub control aceste pulsiuni, care până la urmă nici nu cred că sunt naturale, au fost adăugate prin inginerie genetică. Omul a fost o ființă divină la început, perfect în lumină, numai lumina a fost. Deci nu prea putem, de asta și a venit și Mântuitorul, că ne-a scos chiar vinovați, spune, pentru toate nenorocirile și a dat seama că ceva a intervenit asupra noastră ca să facem noi aceste rele. De aceea avem și această șansă de îndreptare. Toate aceste nenorociri, să știți, întunericul și închinarea satanei, nu există îngeri căzuți. Îngerii sunt îngeri, nu se poate, sunt energii divine create. Noi așa învățăm, energii divine create. Ce necreate sunt în relație periforetică, în interiorul Sfintei Treimi. Bun, dar energii divine create, degetul tău nu se poate revolta contra ta. Deci sunt îngeri care ai lui Dumnezeu, prin care se manifestă Dumnezeu pe diferite paliere, nivele de conștiință, de rezonanță, de vibrație. Acești îngeri, în ghilimele căzuți, momentul în care tu vrei să intri în rezonanță cu ei, cu partea aceea a umbrei lui Dumnezeu, e o problemă, înseamnă că tu ai ceva în tine care rezonează cu acel lucru. Deci e ceva firesc, te duce acolo unde era firea ta. Cei care se nasc în lumină, cum a fost Pavel, apostolul, chiar dacă el a fost un criminal și a omorât mulți creștini, el tot la apostolul Hristos a revenit, pentru că firea lui era din naștere creat spre lumină, nu putea să lucreze pentru neric. Așa și cei care acum se duc în zona aceea, nu putem spune că e o pagubă. Este vorba de acest echilibru. Dacă n-ar fi această, eu știu, polarizare, noi n-am putea identifica și respecta și aprecia adevărul și binele. Decât numai în prezența întunericului. Cum apreciem noi un lucru decât după ce îl pierdem, uitați și în viață? Pierzi un lucru, dacă l-ai obținut ușor, nu îți dai seama, dacă l-ai pierdut, abia după aceea îți dai seama și spare rău după el, ca și în relații. Apreciem un om abia după ce îl pierdem. Așa și cu binele sau ce se întâmplă în viață și în societate, în istoria omenirii. Fără acest rău, în aparență, pe de acum la chestie să vorbim, aveți senzația că Baphomet sau Satana sau orice, care sunt diferențe, dar eu nu le uit în detalii acum, credeți că își iubește închinătorii sau îi respectă, chiar pe cei mai mari magi care au disciplină în spate, au rigoare, au forță, au pregătire în domeniul ăsta magic, chiar și pe ăia. Îi respectă atât timp cât ăia nu încalcă niște reguli. Dar abia așteaptă să le încalce ca să poată să te tăvălească, pentru că... Îi folosește, pentru că îi folosește. Lucrează prin oameni. Absolut. Asta e problema. Nu știu ce și închipui ei că fac. Își trădează specia. Păi dacă tu lucrezi, indiferent că pentru cine, că reptilien, că anunachi, că nu știu ce, păi dacă tu ești vătaful lor, ai senzația că ea te apreciază, că te respectă cumva, mai bine ești cel mai nesemnat și mai mic dușman al lor, dar te va respecta dacă tu respecti principiile. Niciodată
fiindcă există și reguli divine, orice naște și are naște, orice stăpân al unei, nu știu, pământ, din cosmos, așa mai departe, are un alt stăpân deasupra lui. Și dacă noi am ști cum să apelăm, să ne revendicăm statutul spiritual de ființă umană suverană, când ai spus acest lucru, tu nu te adresezi stăpânului acestei lumi, ci te adresezi, face exact ca la CEDO, reclamație sus de tot la Dumnezeul primordial. Și când ai spus asta, din clipa următoare, nimeni nu mai poate să-ți facă nimic decât numai că tu dai acordul. Deci până nu-ți dai tu acordul, nu poate să-ți facă și nu putem vorbi aici nimic. Nimic, mă refer și juridic și medical. Ca să atingem toate subiectele pe care le-am gândit să le, despre care să vă, am gândit împreună să vorbim astăzi, care este locul extraterestrilor aici, în toată ecuația asta? Ei sunt doar o poveste? Sau de fapt fac parte și ei la fel? Au făcut întotdeauna parte din istoria omenirii. Pe sal puțin, acum, când vrem să începem, de acum 36 de mii de ani, când sunt scriere din Buzău, sau doamna Elena Udăre, acum nu zic nimic, dar a făcut niște lucruri extraordinare pentru turismul nostru și a deschis niște situri arheologice în Megidia, într-un loc, în niște peșteri acolo, cu niște scrieri identice cu cele din Buzău, Bozioru și în Piatra Neamț. Ați vorbit de Elena Udrea, eu nu sunt o fană, dar undeva în sufletul ei există ceva. Pentru că nu degeaba ea s-a dus să se înscrie la teologie, putea să facă în facultăți, ceva a tras-o în zona aia. S-a întâlnit la un moment dat cu cineva, un pusnic, am înțeles și a înțeles niște lucruri. Ea a început să facă niște... Dar cum ai prea târziu, când faci parte dintr-un grup cu anumite interese, n-ai cum să faci ce vrei tu, chiar dacă ce vrei tu... Mai este tot, dar poate că ceva în sufletul tău rezonează și merge către altă direcție. Cu siguranță. Din punctul de vedere, toți avem câte a doua șansă. Dar ce a început? Un lucru extraordinar. Acel reșantier a început să protejeze și să... a vrut să publice, să facă cunoscută această civilizație veche de 36 de mii de ani la noi. Nu 6-7 mii de ani tărtăria, 36 de mii am văzut scrile cu ochii mei. Nimeni nu poate să... Cât de puternice sunt piedicile dacă ea n-a putut să facă public asta? Păi dacă n-avem voie, cum să vorbim dacă așa ceva? Înseamnă că de peste cap toate teoriile și atunci obligatoriu să spui și de unde civilizația, de unde a fost atât de avansată. Trebuie să vii cu dovezi și vrând nevrând să scoți artefactele. Dacă scoți artefactele și acele, nu știu, și oasele, că au fost schelete de om, deci 7 metri erau copii, deci 2 metri jumate, 3 metri, un femur a celor care erau maturi. Deci vă dați seama adevărații uriași, cât erau uriași. N-are nicio legătură cu specia umană. Și trebuie să vii, fiindcă foarte multe sunt sute de schelete găsite și în Giugiu, în partea de sud, în spre Telorman, dar sunt și în tot Ardealul. Și până în 89, până în 95, de fapt, când se găsea cât un obiect acesta sau o seminte al unor uriași, și imediat cineva venea și acoperea, cimenta totul, s-a luat într-o noapte, veneau niște dube și pleca de acolo cu acele seminte. Noi știam că ajungeau până în 89, ajungeau în Rusia. Că ei nu vreau să se publice aceste lucruri. Nu cred că are legătură cu istoria noastră să spună că aici noi suntem buric cu pământul și că aici a primit toate cilindrate. Neinteresant de unde a pornit. Problema este alta. Că se pare că noi, ca oameni, la nivel superior, suprem, șefii de culte, șefii de guvern, dar aia care contează, nu țele mici, au un fel de înțelegere și un fel de jurământ așa. Jur pe cuvânt de pionier că nu voi spune niciodată ce anumite lucruri. Și acolo sunt niște paragrafe. E acea carte secretă a președinților Americii, care întotdeauna cartea îi semnează, cartea și-o dă de unul la altul, în care nu trebuie să dezvăluie relațiile omenirii cu aceste civilizații. Că se pare că, de exemplu, Vaticanul, pe cum poți tu să aloci sume unor studii, facultăți, deci ei pregătesc profesori de exobiologie și dogmatică, exodogmatică, ce înseamnă asta? Ei pregătesc misionari pentru a duce religia în alte civilizații, în alte planete. Deci ei pregătesc de mult, de vreo 20 de ani, au profesori de teologie care pregătesc preoți pentru așa ceva. Pe cum să faci, exact cum ai face funcția fără organ? Vaticanul pe undeva tot a încercat să scoată la lumina asta și ne aducem aminte, părinte, când v-am arătat scena nașterii lui Iisus înlocuită de extraterestri în piața de la San Pietro, adică... La subconștient, e lucrat la subconștient. De ce fac asta? Pentru că trebuie încet, încet, cumva o înțelegere cu ăștia mai mari,
ca să pregătească prin filme Hollywood, prin tot știu desene animate, să amprenteze subconștientul copilor și în general a oamenilor, ca să fie pregătit sufletește. Păi mi se pare cunoscut, dar ei nu mai țin minte de unde, că a văzut un film cândva, dar filmul s-a șters, dar a rămas amprentat în subconștient ideea. Deci se obișnuiască cu ideea existenței extraterestrilor. Papa însuși a spus că și ei sunt copiii lui Dumnezeu, la fel ca și noi. Absolut, absolut. Problema este că niciodată aceste civilizații, aceste entități, indiferent cum am vrea să le spunem, nu au fost prieteni cu omul. Niciodată în istorie. Și am tot curajul și responsabilitatea să spun asta. Nu, eu nu sunt nici extremist în genul că sunt diavoli. Ferească Dumnezeu. Eu nu amestec lucrurile, dar problema este următor. Dacă au venit și au intervenit asupra noastră și au modificat genetic, au făcut uriași, a venit potopul lui Noe, a fost războiul acelea cumplite și a distrus și pe uriași care au fost experimente genetice, adică urmele acelor experiențe și pe cei care s-au jucat cu noi. Cumva, cred că sunt niște cicluri, din când în când vine proprietarul sau reprezentantul adevăratului proprietar sau creator al nostru, din când în când și vede dacă ne-a deranjat cineva. Și îi pedepsește pe ăștia. Deci n-a fost prima dată. Și acum cei care se joacă acum cu genomul uman și încearcă să schimbe, să strice din nou firea lucrurilor, cu siguranță vor păți ce au pățit înaintașii noștri. Eu așa văd lucrurile, dar ăștia n-au fost prieteni. Vorbim de panteonul grecesc. Au fost real. Cel roman, real. Ăștia chiar au fost pe pământ. Enchil și... Acum o să vă întreb altceva. Filmele știm că sunt un preambul a ceea ce se va întâmpla. Este clar. Cine crede că numai invenții să fie sănătos. Da. De ce au umanizat extraterestrii în filmul văzut de milioane de oameni, de toți copiii AT? Pentru că acolo era uman, avea simțire, avea dragoste față de semenii lui, își dorea să se ducă acasă. Avea simțire ca și noi. Cât aș vrea să fie, totuși să știți că este un aspect aici, dar e de mare profunzime, e greu să-l înțelegi. Primul instinct este să îi renegi pe ăștia, fiindcă știi că te-au pedepsit, că au venit deasupra noastră și ne-au chinuit și ne-au folosit ca sclavi și au bătut joc de noi și creatorii, în ghilimele ăștia mici, sunt mult sub noblețea umană adevărată, autentică a omului. Deci acești zei, în ghilimele, apropo de divinitate, sunt mulți, au tehnologie, puteri, dar noblețea adevărată a spiritului sunt mult, mult sub ultimul om de pe pământ. Și atunci, ca să-i respecti, nu poți. Însă, te gândești cum a fost cazul concret. Noi vorbim acum biserica, ce a făcut biserica, în istoria bisericii. Că a fost un sfânt, Sfântul Cosma Etolianul, la un moment dat, când se ruga el în pustiu. Și ca și mari pusnici, veneau întotdeauna, fiindcă ei, când erau lăsați în pace și se aveau în contemplație permanentă, la un moment dat începeau să plângă, să... Doamne, m-ai părăsit, nu mai am nici, nu se întâmplă nimic, am nicio durere, nicio ispită, și atunci Dumnezeu îi dădea. O să le vedea o piatră și să-l durea piciorul și Doamne, mulțumesc, slavă ție. Ei alchimizau durerea, suferința, chinurile în lumină, era un combustibil. Este o tehnică, o alchimie. Mari înțelepți pusnici știu să facă asta. Ei, Sfântul Cosma, la un moment dat îi vine un demon. Deci era la coadă, stătea la rând, se băteau pe rând cu ăștia și la un moment dat ăsta ultimul care mai rămăsese. Ca și Antonie, că până 40 de demoni am pus la un moment dat să sape ogorul, că nu mai avea cine să lucreze pământul, toți erau ucenicii lui și avea PR, relații cu publicul. Și nu mai rămâna nimeni de agricultură. Și făceau foamea. Și a pus pe dragi să muncească. La fel și Cosma, la un moment dat, a zis, măi, dacă te trimit în iad sau pe locul pustic apă ceilalți, eu rămân singur aici. Ce să fac eu? Băi, nu te fac. Nu pleci, stai aici. Și în momentul în care l-ai învins pe demon, ăla trebuie să aibă ascultare. Că așa e în legile spiritualității. Uh-huh. Și a zis, măi, demon, eu am întrebat, cum te cheamă? Și a zis, tu în cerurile de unde ai venit, tu ai fost înger, sigur, în ce ceat ai fost? Și au început detalii, în ceata cu tare, m-a avut pe nu știu ce sandalfon deasupra mea și eram, cântam. Și măi, tu, voi erați acolo fericiți, toți eram fericiți. Și a zis, mă, cum cântai tu acolo? Și ăsta, sfântul inteligent, i-a zis, ce a zis, tu Sfinte Dumnezeu, este o cântare dumnezească. Da, un înger v-a dat cântarea asta și multă suferință ne dă nouă. Cântă, ia zi-mă, Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fărămate. Și cântă îngerul, la un moment dat se oprește. Mai e ceva acolo, vezi? Termină cântarea. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fărămate și iar se oprește. Se-a zis, cu puterea Dumnezeu cu care te-am învins, îți poruncești și ți-ordon să închei cântare.
Sfânt, ăsta imediat s-a executat, Sfântul Dumnezeu sunt arăfări de moarte, miluiește-ne pe noi. În secunda în care a zis miluiește-ne pe noi, imediat a căzut zgura de pe el, negreala, i-au crescut aripile la loc, s-a început să se înalțe către ceruri. Și în timp ce se deschideau cerurile și o lumină orbitoare l-a învăluit pe acel înger înainte căzut, acesta lăcrimând, ca să spune cartea clar, sfântă, cu ochii în lacrimi, mulțumind, i-a zis Sfântului că îi va fi permanent un sprijin ca înger și a mulțumit că datorită lui. Acum, nu că nu putea, noi așa am interpreta simplist, că nu putea, că orgoliul nu lăsa să ceară ajutor. Nu! El nu avea voie, că el trebuia să slujească în zona aceea, fiind gardian a unei carantine, poftim carantine, că acel iad este o carantină a spiritelor rebele care nu și-au găsit drumul. Și până își găsesc drumul, trebuie să fie închiși acolo ca să nu perturbe întreg universul. Am avut suficient timp să ne gândim care e calea pe care o urmăm. E, aici trebuie să, omul trebuie să fie vigilant. Nu există niciun fel de evoluție spirituală dormind. Întotdeauna este pe trezire și se și spune trezire spirituală. Este pe starea de vigilență. E, chiar era o poveste din asta despre realizarea spirituală ultimă și că era undeva o insuliță din asta care îți garanta contactul cu sursa ultimă, cu Dumnezeu. Dacă ajungi acolo și șezi o vreme acolo, sigur îl vei realiza pe Dumnezeu, îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Și foarte mulți s-au străduit să ajungă pe insula respectivă și, surpriză, au ajuns acolo, insula destul de pustie, peste tot erau niște bilețele. Pe fiecare pietricică era un bilețel, pe fiecare copăcel era un bilețel, pe fiecare tufă era un bilețel, pe fiecare peșter era un bilețel. Peste tot scria, fii atent, fii atent. Atât. Asta e calea. Deci nu se poate ca cineva să vă adoarmă cu ceva și dumneavoastră să vă fie bine. Tot ceea ce a spus Părintele este absolut, absolut perfect adevărat. Sunt scrierile sacre, studiați-le și simțiți-le, că e pe bază de simțire, iar continuu noi ceea ce aveam de făcut în fața, vedeți că trebuie să fim un pic atenți, că ăștia schimbă, ba legi, ba aia, ba cealaltă, cumva trebuie să te uiți și la știri. Dar ești bombardat și atunci cum să faci față la tot bombardamentul ăsta? Căutați să vă centrați și efectiv să vedeți dacă ceva vă tulbură sau apar semne de întărire, vă încredințează dinăuntru asupra mesajului transmis. Tot ceea ce vă tulbură, vă macină, vă consumă, vă împinge să urâți sau știu ce alte trăiri din astea care să vă consume în interior, imediat trebuie să vă dea alarma, să vă retrageți un pic și să nu puneți botul între ghilimele la știrea respectivă, la a da like, la a da share, la a tot discuta cu membrii familiei, pentru că asta se urmărește. Se urmărește ca populația să fie preocupată și să discute niște mizerii, niște porcării care sunt spectaculoase, sau niște interpretări, deci e faptul real cu ceea ce se petrece cu clima, este faptul real cu ceea ce se petrece cu extraterestri. Deci și ministrul Canadei, prim-ministrul Canadei a dat câte specii de extraterestre, ce contracte sunt. Acum, mai interesant, puteți să puneți cum vreți, e și schimbarea asta care s-a făcut odată cu declarațiile astea la nivel de pașaport canadian. Human, scrie human. Normal că toată lumea spune, da, domnule, că mai plimbăm și un cățeluș, facem un pașaport și pentru cățeluș. Hai să fim serioși. Te apuci după chestia asta să faci pașaport cu human, urmă, cum o să fie cu entity non-human. Nu și avea pașaportul lui. Da. Deci, totul este, cum v-a spus și Părintele, un masaj ușor pe sistemul neuronal, pe creier, ca să fim pregătiți la nivel de acest câmp morfogenetic propriu și la nivel de câmp morfogenetic al conștiinței planetare, să acceptăm aceste contracte, aceste idei. O să, când le dă drumul, spune, da, cum să spun, toată evoluția aceasta tehnologică, dragilor, noi am făcut-o pe contractele astea. Uitați, cu de la tranzistori, semiconductori, la microcipuri, la astea, sunt bunii noștri prieteni. Care bunii noștri prieteni? Există niște contracte
care n-au legătură cu Dumnezeu. Și toată distragerea asta atenției de la conexiunea noastră interioară și de la forța noastră interioară către a fi înfrigurați față de ceva exterior care apare ca și bau-bau, ca și putere, ca și... Vezi cum ne-au luat toată puterea? Asta este. Deci aici... Apoi confortul. Confortul, aici, în ghilimele, unde deci, noi ne simțim extraordinar. Gândește altcineva în locul nostru? Aici trebuie manifestată vigilența. Vă simțiți mai puternici, mai consolidați, mai dispuși, mai inimoși, mai dispuși față de semenii dumneavoastră în urma a ceea ce vedeți, a ceea ce vi se spune, a ceea ce se trasează, sau invers, mai egoiști, mai rupți, mai dispuși la conflicte, hai să spun ceva. La trădări, la a scuipa pe celălalt, la a nu înțelege pe celălalt. Există deja o generație, două de copii, care acum sunt la vârsta tinereții sau adolescenței, cu care dacă vorbești și folosești un cuvânt pe care ei nu-l cunosc, o acțiune pe care ei nu-l cunosc, zice, stai așa, Google-it. Am văzut asta și m-am crucit și am zis, ce faci dacă ți se ia Google-ul? De ei sunt bucuroși, cum e. Atenție cu grecii care îți fac daruri, feriți-vă. Noi am primit niște daruri, de fapt am primit... Otrăvite. Otrăvite, da. Da, trebuie să povestim... Noi în schimb. Să povestim foarte scurt, foarte scurt, ceea ce fac practic, deci practic, cei care au droguri și care s-au gândit să facă bani din droguri. Practic, primele manevre pe care le fac e că ți oferă gratis și mai ales nu oferă celor în vârstă, oferă celor tineri. Păi tu când ai dat unui om tânăr un drog, păi după ce el are tot felul de trăiri pe drogul respectiv, l-ai condiționat și ar face orice ca să continue cu acel drog. La dependență. Așa. Asta este cunoscut din lumea drogurilor și a hormonilor și a neurotransmițătorilor, deci fizic, da? Dar este același lucru, este același lucru cu drogul digital. Oricare dintre dumneavoastră care sunteți părinți sau sunteți frați sau așa, luați din mână, spuneți stop, hai să stăm la o discuție sau hai să ieșim în parc sau hai să mâncăm. Luați device-ul din mâna copilului sau al fratelui sau al nepotului dumneavoastră și spuneți stop și... Când tu stai cu device-ul în mână. Păi atunci o să vedeți ce este în spatele drogului tehnologic. Pentru că multă lume se va exprima... Telefonul lor, părintele cu telefonul lui. Multă lume se va exprima așa. Adică o turbare. Ce? De ce mie? De ce? Adică nu te mai poți înțelege pentru că e mai tare decât orice drog și atenție, este legal, este disponibil, este peste tot. Toate aceste droguri digitale. E obligatoriu. E obligatoriu. Acum în școli. Obligatoriu. Cum te manipulezi eu cel mai ușor? Da? Deci, părinte, aș vrea să ne întoarcem la o singură frază pe care cu toții o știm și care ne arată drumul, dar parcă nu o vedem. Deci Iisus ne-a spus nouă, da? Eu sunt calea și adevărul. De ce nu urmăm asta? De ce căutăm tot timpul altceva? Păi sunt două căi. Calea, adevărul și viața. De ce nu urmezi eu asta? Mai clar de atât. E simplu de ce. E atât de simplu, pentru că dacă ar trebui să urmăm asta, eu sunt calea, adevărul și viața. Pe calea, adevărul și viața, ca să o găsești și să mergi pe ea, implică efort. Exact ce nu-și cere drogul digital de care vorbea Max. Drogul digital nu-și cere nimic în schimb. Deci oferă totul. Doar o scurtă paranteză. Tot ceea ce spune părintele acum, deci există această promisiune din partea noastră, venim cu filmări, cu dovezi din domeniul militar a aplicabilității practice, deci tot ceea ce noi spunem acum, ele există. Deja. Nu că există, venim cu filmări din cadrul militar de acum 15-20 de ani, deci de când se aplică aceste lucruri.
Nu că Matrix-ul. Matrix-ul a fost foarte... Ne gândim acum frumos la acel soldat universal, deci, la atâtea filme noi, care făceau de deci toate. Să facem și un preambul, să prezentăm. Deci, la următoarele ediții pentru tehnologiile sănătății, the new season, noul sezon, va cuprinde aceste dovezi. Bine, acum peste tot există o cenzură. Vedem ce vă rugăm. Dacă vedeți că a apărut emisiunea, e treaba voastră să o downloadați, să vă păstrați și să, nu știu cum o să o dați, pentru că noi n-am asumat niște riscuri care s-ar putea ca, așa cum s-a mai petrecut, să fie șterse de pe diferitele medii, dar vă promitem că tot ceea ce avem la îndemână, tot ceea ce deținem, vi le dăm. Iar ceea ce părintele spune acum pare SF. Deci noi am pregătit pentru dumneavoastră emisiune cu tot cu materialul didactic, cu materialul clientului. Militar, zona militară. Eu cred că deja nu mai pare SF. Nu mai pare SF. Deci oamenii nu le mai văd ca pe SF-uri pentru că le trăiesc. Și vreau să întreb acum, părinte, suntem la începutul vremurilor sau la sfârșitul lor? La începutul sfârșitului. La începutul sfârșitului. Și haideți să termin la răspunsul la prima întrebare. De ce este mai ușor să abordăm drogul digital? Păi dacă vrem să ne întoarcem la legile firii, iertați-mă, știți când ajungeau oamenii înainte la capacitățile astea extrasenzoriale sau, mă rog, la o anumită disciplină, sportivul de performanță, pe ca să ajungi tu să bați mingea, eu știu, în tenis, păi Simona Halep toată viața, ea și-a sacrificat tinerețea, ea n-a avut timp de filme, de baruri, așa mai departe, toată tinerețea a fost numai în antrenamente. Asta este o cale naturală, firească. Și atunci ne gândim, de ce să mă chinui o viață întreagă când eu pot să apăs un buton și mi-am downloadat toate aceste abilități? Soldat universal. Pe ce trebuie să, nu știu, ani de zile să faci antrenamente costisitoare din partea contribuabilului? De ce să dea buget, să cheltuie armata bugetul pentru antrenarea unor soldați când poate să-i facă în 24 de ore? La fel și în cazul nostru, ca să ne întoarcem la Hristos și la legile spirituale autentice, care e toată spiritualitatea, de exemplu călugării Shaolin, păi atât 20-30 de ani se antrenează ca să ajungă la niște capacități care ăștia sunt niște aparate acum, jucării, care le pui pe cap, niște căști, dezvoltă niște capacități extraordinare în câteva zile sau săptămâni, depinde de fiecare. De asta zic și eu, te obligă la efort. Ori efortul ceva natural. Oamenii nu mai vor să facă niciun efort pentru a obține ceva. Copiii acum, mi se pare normal și firesc să dai Lamborghini, să dea cu cărămida, cum a fost cazul la băiatul ăla, la miliardarul român. I-a dat cărămida în Lamborghini și după aceea să nu i-a mai luat taxul Lamborghini. Ceva de genul ăsta. Toți suntem în aceeași chestie. Nu vrem să mai... Păi ce să... Stați puțin. Era de acum vreo 10 ani curicula școlare, când îi obliga pe copii să învețe anumite, eu știu, cărți pentru limba română. Și nu-i nevoie să citiți cartea, a rezumat. Și sunt la ora actuală și acum pe Google rezumat ale cărților. De ce să citești toată cartea? Păi într-un minut, două minute ai citit rezumatul ei. Și zici că ai citit-o. Ai știi tot ce e nevoie. E în aceeași logică. În aceeași logică. Că înainte creștinii, să știți, exista așa, se chema disciplina arcanii. Erau pregătiți în perioada apostolică 7 ani de zile înainte de a fi botezați. Disciplina arcanii. După aceea erau botezați și fiind atât de mulți în perioada aia, acea perioadă a botezului era săptămâna luminată. Erau toți îmbrăcați în alb și nu se putea boteza într-o singură zi, doar o săptămână. Și de-aia o numim noi acum săptămâna luminată. Deci, dați mai ce efort. 7 ani de zile, nu acum, gata, a venit omul, i-ai făcut lepădările și l-ai botezat. Nu, erau pregătiți pentru asta. Ceea ce noi, acum nu mai avem așa ceva. Noi vrem să facem totul repede, fără efort, ieftin, în grabă, timpul costă. Asta este problema noastră și dacă nu ne vom întoarce la acea plăcere a unei discipline, a unei... De exemplu, când mergi la sală, există acele endorfine care sunt secretate în timpul efortului. Și când faci, prima dată e greu, faci ceva muscular, după aceea o să vezi că o să-ți placă. Și e sănătatea care automat vine după acel lucru, fiindcă sistemul limfatic nu are pompe, nu are inimă, el trebuie doar prin mișcare antrenat. La fel e și în spiritualitate. Prima dată pare mai greu, păi stau eu în genunchi să mă rog, dar la un moment dat o să simți acea bucurie a contemplației care nu vei mai simți ca un chin, și ca o plăcere. Asta e problema care noi trebuie acum, e schimbarea de paradigmă. Trebuie să ne educăm copiii.
Două secunde și termin. Cum trebuie să privim în perspectivă? De ce văd jumătatea plină a paharului? Că văd efortul ăsta, transformarea omenirii, chiar dacă va trece prin multe cutremure în acestea sociale. Să știți că evoluția surii în tot universul ăsta au etape. Ne-am învățat tot la școală. Pitică, gigantă roșie. Și aici vreau să ajung. Giganta roșie, atât de mult se va extinde soarele și a fost perfect simulat în computerizată expansiunea soarelui, încât va îngloba orbita Pământului. Deci noi nu vom mai fi la distanță, vom fi în soare, peste, sigur, milioane, miliarde de ani. Dar nu există timp. Din punctul ăsta de vedere, să ne gândim că noi ca omenire, și nu numai omenirea, regnul mineral, regnul vegetal, tot, ci ăștia, extraterestri, demoni, îngerii, nu contează câți mai sunt pe această planetă, sau glob, că unii se vor deranja, în momentul în care se va extinde soarele, vom dispare cu totul. Și atunci, dacă suntem în aceeași barcă, trebuie să gândim solidar. Că sunt îngeri, demoni, extraterestri, că indiferent că sunt microbi, că sunt muște, noi trebuie să ajungem la această coerență spirituală, la această duh unic, cuantic, entanglament cuantic. Și până nu începem să ne transcendem natura noastră fizică către o formă spirituală a conștiinței, să putem să navigăm atunci. Că dacă e soluția, plecăm pe Marte sau altă planetă mai departe de Soare, păi ce facem? Vom exporta problemele, grijile, bolile, răutățile noastre în altă zonă. Și unde la capăt, cu consum de resurse, distrugerea planetelor. Dar asta nu e o soluție. Soluția este evoluția noastră spirituală. Și de aia zic că asta trebuie să primim și pe extraterestri. În sensul că suntem în aceeași barcă, indiferent școala asta, vieția, universul, ne cuprinde pe toți. Că suntem unii într-o clasă a 6, alții clasa a 5, alții a 12, școala e aceeași. Școala e aceeași pentru toate ființele din univers. Problema e că noi trebuie să vedem că suntem în această situație și trebuie să cooperăm. Că dacă asta e planeta mea, eu am fost primul, eu sunt în intraterestru, eu sunt în Shambhala, eu sunt superior vouă oamenilor, că nu vă privim ca pe niște gândaci. Da, sunt texte, exact așa s-au exprimat reprezentanții aici din Shambhala. Sunt cărți multe, nu intrăm în detaliu. Martori au fost acolo, s-au întors, amiralul Byrd, știe foarte bine genul străin, exact, am și vorbit despre asta, dar sunt multe surse. Când s-au întors de acolo, au făcut praf, armata lor făcută pulbere, au venit cu mesaje că voi sunteți așa tolerați de noi, că noi sunt înaintea voastră, că prostii de genul ăsta. Deci nici ea nu înseamnă cu toate tehnologiile lor, n-au evoluat spiritual. Nici măcar ăia n-au înțeles că suntem în aceeași barcă și nu există clasa a 12-a, începe să ia pe ăla că ăla e pifan, că e mic și le ia de urechi și să-mi faci pantofii. Asta e tâmpenie, înseamnă că n-ai evoluat deloc spiritual. Ai tehnologie, ai cunoaștere fără conștiință. Corect. Asta așa trebuie să privim pe toți, în sensul de coerență. Corect. Din nou, apel la vigilență, pentru că tot ceea ce vi se servește sub aspectul de gratuit nu este gratis. Sigur, se plătește ceva. Foarte scump, nu ceva. Contează care este prețul. O să spuneți, dar de ce să nu ne bucurăm noi de transformările astea foarte rapide, pentru că, într-adevăr, cum spune și părintele, dovezile pe care noi le vom prezenta în tehnologiile sănătății, ca și tehnologie actuală, între ghilimele, de vreo 20 de ani de transformare la nivel de ADN, da? La nivel de ADN, prin intermediul tehnologiilor, inclusiv cu capacități de învățare foarte rapidă, dar cu anumite plăți, cu anumite pierderi. Și o să întrebați ce? Păi s-a mers până acolo încât, domnule, ca să meargă treaba bine, de ce să fiți voi distrași de partea asta de credință? De ce să fiți voi distrași? Și atunci spune și una dintre, cum să spun, personalitățile noastre de astăzi, o doamnă primar, ne spune că nu mai e nevoie de credință și de spiritualitate. Noi acum Occidentul a avansat mult. Da, dar tehnologic, în cadrul militar, o să prezentăm dovezile, adică materialul clientului, cum s-a operat, cum se operează, care sunt tehnologiile de 20 de ani, de 15 ani,
ținând de inhibarea genei credinței, de îndepărtarea noastră. Deci cum a fost posibilă căderea asta din rai? Exact ruptura față de bunul Dumnezeu. Exact ruptura față de noi înșine. Ei, haideți să ne rupem de credință. Că asta tulbură, între ghilimele, apele intereselor militare și să devenim foarte buni soldați, foarte capabili, inteligenți, cum să spun, plini de cultură, plini de capacități, dar fără să vă mai distragă pe voi credința. Și există această tehnologie pe care noi o prezentăm, este șocant, și care, bineînțeles, deci primele aplicații, primele lucruri, primele atracții sunt în domeniul puterii, adică în domeniul militar. Câți dintre dumneavoastră credeți că toți cei care luptă pentru putere, luptă pentru binele dumneavoastră? Deci ei vor puterea neapărat pentru binele dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră cu bunul simț vă puteți imagina că cineva face treaba aceasta? Iisus n-a vrut treaba aceasta când i s-a propus puterea asupra întregii lumi. Cred că ar fi să-și pună întrebarea asta oamenii. Eu cred că oamenii merg în inerție și măcar n-au timp să-și pună întrebări. Că dacă și-ar pune întrebarea asta, cât ar crede ei în ce se întâmplă astăzi, tot ar avea un semn de întrebare și mare. Păi, da, eu trebuie să-i întreb, să spun următorul lucru. Destinul fiecărui om depinde de întrebările pe care și le adresează. Vedeți, foarte multe din emisiuni sunt rase, șterse, ascunse, dacă pun întrebări. Până și bunul nostru prim-ministru ajunse să-i treacă prin cap ce-ar fi să dăm legea aia cu terorismul prima dată pe toată planeta asta pentru cei care își pun întrebări. Deci știți despre treaba asta că dacă vă puneți întrebări puteți să deveniți terori. Eram la limită, la mutie și așa, nu se știe când, depinde cum doarme și poate dimineața se trezește sucit și vine din nou cu legea asta. Depinde de telefonul care îl primește. Da, este e adevărat, dar eu zic că nu degeaba suntem aici pe pământul ăsta, nu degeaba ne-am născut cu toți în partea asta de lume. Cred în profețiile despre România pentru că le văd așa pas cu pas cum se întâmplă și văd foarte mulți oameni care schimbă optica. Oameni de la care nu m-aș fi așteptat. Oameni care n-au avut niciodată legătură cu zona asta. Oameni care au hulit ani de zile zona asta. Și acum îi văd cum se schimbă și mă bucură asta. Și acum suntem aproape de final, vreau să ne spună părintele, este România grădina Maicii Domnului și de ce? Ei, a fost cam dintotdeauna. Este leagănul omenirii. Din toate punctele de vedere de asta, nu trebuie să ne gândim noi exclusivist, în sensul că suntem noi superiori. Dimpotrivă, suntem umbre ale strămoșilor noștri, să nu uităm cum arătau armurile dacilor. Erau foarte înalți, erau foarte masive, aveau nu știu câte zeci de kilograme, un palo și abia putem ridica noi ce mai bine făcuți cu două mâini. Ăla îl învârtea cu o singură mână, deci fizic, spiritual, la fel, ce v-am zis, ni s-au atrofiat simțurile, puteau comunica la modul telepatic. Dar de aici au pornit toate civilizațiile. De ce au venit 11 popoare migratoare? De pe Goz, Hun, de Gepiz, Avari, Pecenești, Cumant, Tartuți, Slav, Bulgari, Unguri. 11 popoare migratoare au venit. Din ce motiv? Pentru că ei se întorceau acasă. Ceva îi atrăgea înapoi aici, după ce plecase tot de aici. Ce înseamnă grădina Maicii Domnului? Foarte multe lăcașuri de cult, mănăstiri închinate Fecioare Maria. Dar asta nu este un drept, ci este o obligație, nu este ceva, un dar de la Dumnezeu. Este, dacă tot am început pe drumul ăsta, noi trebuia să păstrăm a te închina Maicii Domnului și a avea un cult către Fecioara Maria implică multă puritate din partea celui care se închină Maicii Domnului, multă curăție sufletească, pregătire, fiindcă nu poți, exact când intră o doamnă în încăpere, exact ce v-am spus, te ridici în picioare. Este reverența dată mamei lui Iisus, că multe culei s-au adus lui Iisus și nimeni nu s-a întâmplat nimic, dar dacă odată cineva a îndrăznit
să cunoască pe Maica Domnului, a fost trăznit imediat el și tot neamul lui. Deci, pentru că e vorba de respectul față de Maica Domnului. Cu atât mai mult noi ar fi trebuit să fim un popor mult mai puternic, mai așezat, cu, având coloană vertebrală, având corectitudine duhovnicească, nu politică, duhovnicească. Și în sensul ăsta noi cumva am văzut, am intuit zorii noi umanități, dar nu noul om făcut de neomarxiști, ci omul înduhovnicit. Și pentru asta am început... Asta ne este și dat să tragem mai mult decât alte popoare. Da, normal că e responsabilitate. Apropo de poporul ales, ei sunt poporul cărții. Noi suntem poporul focului viu, păstrătorii focului viu, dar focul viu de care spunea Mântuitorul, foc am venit să aduc pe pământ și cât ar vrea să fie acest foc aprins. Vorba de focul credinței, râvna aceea. Noi genetic avem încă conexiunea cu divinitatea la modul plenar. Putem activa 4 gene, ca trenul 2 cât are acum normal omul. Asta e chestia, în genomul nostru, se pare măsurat de 9.000 de ani, a fost neîntrupt, românul n-a plecat de aici. Dar pentru asta noi facem niște comunități, comunități autosustenabile care noi ne-am gândit și încercând cumva să imităm modelul comunității Anastasia a rușilor, dar am observat că sunt în toată lumea, au început comunități autosustenabile, începând în Canada, înainte de Anastasia, apoi în Meternitau, de exemplu, din Elveția, în Linden, toate aceste comunități, să știți că au încercat și la noi, din anii 90, nu s-a prea reușit. De ce? Pentru că liantul, motorul necesar întemeierii și susținerii unei comunități stă în spiritualitate. Spiritualitate nu prin legi, că mulți au venit să dea reguli, roi, adică reguli de ordine interioară. Dacă dar legi, în momentul respectiv, ai început să copiezi societatea deja bolnavă și falimentară. Ai început să pui mulți din coace. Dacă pui iar, noi facem adevărat model local complementar, facem chestia asta, dar este intermediară până când vom ajunge la gratuitate și prosperitate. Momentul în care ajungi acolo, împreună cu nivelul de spiritualitate adecvat, în clipa aceea renunci și la bani, sigur, o să fie totul barter, dar asta este progresiv. Dacă nu vezi asta și nu vezi spiritualitatea autentică, adevărată și ce avem noi, avem deja, avem modelul claca, cum era înainte comunități, avem modelul comunităților getodacilor. Păi era un devălmășie, era un, toate proprietățile erau ale lor, ei se ajutau reciproc. Aici noi aveau sărbători ciclice, aveau datinile foarte, foarte necesare și practic obligatorii. Da, acolo sunt obligatorii, pentru că respectând niște datini și portul care este, nu că mă îmbrac frumos când merg la biserică, nu e adevărat, acele veșminte, practic exact veșminte care le îmbrăcau strămoșii noștri și acum mai există aceste tradiții, erau împachetate într-un anumit fel, într-o cutie care imita, efectul de cutie de rezonanță a chivotului sfânt, cum e lada de zestre, de acolo se deschidea acel chivot, cutie, ladă și se scoteau veșmintele odată la săptămână, se îmbrăcau cu ele și mergeau spălați, curați, pregătiți, încolonați așa, în haine albe la biserică. Dar biserica era întotdeauna pe un deal. Asta era muntele interior, era un ritual acesta, era de în băiere, cu lumină, în duhovnicirea comunității, întregii zone. Dar de ce spun asta? Fiindcă aceste, nu e vorba de biserică, e vorba de datini. Datinile sunt obligatorii, pentru că aceste datini, șezătoarele, horele, toate sunt necesare pentru metanoia, transformarea comunității, o alchimie. Așa și tinerii se cunosc, așa cu bătrânii, sunt respectați sfatul bătrânilor, înțelepți care dau povețe tinerilor, asta înseamnă comunitate și trebuie să ne întoarcem la primordialitate. Dacă te duci la primordialitate și, bineînțeles, nu aruncând tot ce a acumulat omenirea până acum, mă refer la știință, tehnologie, confort, poți să-i confort cel mai avansat posibil, dar nu după modelul Jack Fresco, ci ascuns în rustic, adică mascat de bionică, de tot ce e natural și ecologic, astfel încât să nu perturbi energiile naturii care trebuie să te înconjoare, să te ajute, fiindcă evoluția noastră. De ce ne îmbolnăvim? Că stăm între betoane. Păi aerul e toxic,
alimentație toxică, de orice, oriunde ai luat, nu mai există ceva curat, asfaltul este asfalt, radiații, tot, toate astea ne-a rupt și unde stăm, majoritatea în blocuri. Când mai avem noi contact cu pământul, cu ce se spunea să mergi desculț în rouă, s-a terminat. Noi avem acele amintiri ancestrale, dar cu timpul se vorbește, deci de aceea ne îmbolnăvim. De aceea voi și fiindcă uităm ce înseamnă natura. Păi au vreodată timp bătânii noștri, care încă au mai multă vigoare decât noi, au vreodată timp să gândească că sunt triști? Păi adică să scot la 5 au treabă. Tot timpul muncesc și se bucură și seara sunt veseli și n-au avut niciodată vreodată în viața lor vreo afecțiune. Asta este, eu zic, soluția pentru viitor. Pentru viitor. Și noi am gândit ca un fel de 10 comunități în jurul marilor orașe, un fel de retreat-uri. Dar să știți că rușii au așa ceva. Dacă nu e Hrușciov, mi se pare că a dat o lege la moscoviți. Și culmea, denumirea acelor gospodării pe care e obligat să și le facă fiecare, bineînțeles, ei speriați de bombe, panică și atunci, că dacă vin, aruncă bombe americane și rămân fără de unde să dea statul alimente la oameni și să și le procure singuri. Și atunci au fost învățați, așa a apărut și la noi în manuale de agricultură, fiindcă rușii au avut prima trichisă, au învățat agricultură, moscoviții foarte elegant și rafinați, au trebuit să învețe agricultura. Și unde se duceau? În apropierea Moscovei se numeau dacii. Daciile, culmea, denumire în limba lor, înseamnă gospodării, în apropiere, în vecinătate. Unde ei se ducea la ghilime la țară, că nu era foarte departe, și acolo își puneau, toate merindele și toate legumele în beci. Dar, bineînțeles, că au fost și reportaje cu asemenea lucruri, în beciul la majoritar era vodka lor, ca să se... Dar nu se sfiau, să se... Da, nu avem vodka, nouă nu ne frică, nu ne teamă, suntem sănătoși, suntem și roși în obraji. Și vedeți, moscoviți cu tot așa, urbani, în metropolă. Dar asemenea lucruri, ei au fost deja mental, sunt pregătiți oricând să revină la agricultură sustenabilă pentru o gospodărie. La fel și noi trebuie să facem. De ce copiem numai lucruri proaste de la alții? De ce nu învățăm lucrurile bune? Că sunt atât de multe lucruri bune. Importăm neomarxismul, nu? Să luăm rigoarea, disciplina, civilizația, știința altor civilizații care au culturi. Luăm numai lucrurile proaste. Dacă am face aceste comunități, adică dacă l-am face mai repede, zic, în momentul respectiv, nu că trebuie neapărat doar când va veni un cataclism, ne retragem acolo. Ar trebui să fim în fiecare weekend, să fim acolo, ca la noi acasă. La un moment dat, poate nici mai nevoie. Tot vorbim de telemuncă. Poți să o faci de acolo. De ce să faci dintr-un birou, între niște betoane? De ce nu o faci între doi stejari? De ce nu o faci cu iarbă sub picioare? Să supraviețuiască, să ne învățăm copiii să crească o legumă, să fie aproape de pământ. Amândoi aveți copii. Da, cum sunt? Cum procedați? Îi scot tot timpul, cât mai mult îi scot afară din casă, din oraș. Cât mai mult. Până când o rămâne, am luat o fermă, acum am dat un avans, o fermă minunată, 170 de hectare, acolo vrem să-i facem inima, centrul acestor comunități. Pentru că ferma asta deja produce și în momentul în care celelalte comunități, care o să fie, bineînțeles, mai mici la început, trebuie să învățăm să ne hrănim sănătos. Noi o să fim un fel de sursă de hrană naturală pentru celelalte comunități. Și încet, încet, fiecare se va dezvolta. Deci avem, eu cred că până în toamnă deja o să transmit. Să-ți păstrezi sămânța ta, da? Să-ți ții tu sămânța, să trebuie să te duci să o iei pe aia modificată. Deja nu mai știu cum să recolteze sămânța. Exact. Da, am roșii. Avem două. Da. La noi în țară sunt două bănci de semințe, astea vechi ale noastre, undeva în Cluj, parcă, și la Buzău. La Buzău, părintele chele, preot, directorul care de vreo două ori a încercat guvernul liberal să dea jos, dar n-au reușit ca să-i toți buzăienii să-l ajute, părintele Vânătoru. Vânătoru este directorul Institutului de Cercetare, nu știu cum, în agricultură, și care deține o bază de date a tuturor răsadilor originale ale noastre, de exemplu roșia mare și gustoasă și cu parfum,
inima de bun, nu știu cum este, da, o ia acolo sămânța lor. Oricând poți să o iei și cu drag, el vrea să dea pentru comunități. Vorbim de permacultură, asta e o filozofie întreagă. Permacultura asta implică omul, natura, pământul, îți n-ai voie să pui nimic chimical acolo. Și încă, știți că a fost un război în Franța, acum, lunile trecute s-a terminat, războiul Urzicii s-a chemat, războiul Urzicii au ieșit. Toți academicienii, toți oameni de știință au devenit solidari cu agricultorii și în războiul Urzicii statul interzicea tuturor agricultorilor, dar și celor amatori, să folosească acel mix de urzici, pentru că ăla era bun, era și anti, și contra dăunăturilor, ajuta și planta să crească foarte viguros. Și era, bineînțeles, împotriva Big Pharma, fiindcă ăla te zbăga pe gât chimicale. Și au interzis prin lege să folosească mixul acesta de urzici. Vă dați seama, războiul urzice, incredibil. Deci n-ai voie să folosești mixtura de urzici din grădina ta. Bineînțeles că asta este o aberație. Noi trebuie, cu siguranță, Dumnezeu ne va ajuta. Și avem și resurse judiciare și nu putem intra acum detalii. Vă dați seama că suntem, ne așteptăm la orice. Dar suntem pregătiți și noi pentru orice. Părinte, dacă sunt oameni care vor să se alăture comunității noastre, cum fac? Cu drag, este un singur, o singură, avem o pretenție, sigur că da. Roiul trebuie, din punct de vedere juridic, acolo trebuie dat. E o asociație, dar în realitate este o singură regulă. Să fii om, cu o mare. Păi nu știu ce înseamnă. Ia învață, ia uită-te. Și atunci te obligă să deschizi o carte de, nu știu, de cultură generală, de antichitate, vezi cum erau înainte, ce înseamnă om Diogene, cum bla cu felinarul după oameni, ce înseamnă om cu o mare. Și atunci, păi da, virtuțile cardinale. Încep să-ți aduci aminte. Măi, eu am aceste virtuți cardinale, am bun simț, am echilibru, sunt un bun pedagog sau măcar îmi doresc să fiu un bun pedagog pentru copiii mei, pot să fiu pedagog pentru ceilalți copii, că vorbim de homeschooling, noi trebuie să fim foarte buni pedagogi și proprii profesori, propriilor copii. Și școala noastră trebuie să fie și acreditată, ca să nu avem probleme cu statul. Deci avem toate, dar trebuie să vii cu contribuții, nu vorbim de bani, sunt nicio formă, nu e nevoie de bani, are cine să ne ajute. E vorba de abilitățile oamenilor. Pentru că noi o să interzicem să folosim cheie și clanță la uși. Păi în momentul acela, tu trebuie să ai perfectă încredere să-ți lași copiii tăi pe mâna vecinilor, dacă pleci nu știu unde. Că nu să fim nebuni, nu suntem excentrici, stăm acolo închiși ca amiși, ca mormonii. Doamne ferește, nu să ne producem singuri televizor. E clar că trebuie să producem ceva ca să putem să ne luăm, nu suntem închiși, enclavizați, dar în momentul în care pleci undeva, zicem Tenerife, deci în momentul în care pleci undeva, copiii trebuie să știi că stă ca la ei acasă de proprii părinți. La nivelul ăsta de conștiință trebuie să fim toți. Și atunci vă dați seama că într-o asemenea comunitate s-a terminat ură, răutate, gelozie, invidie, trebuie să lucrăm la lucruri sensibile. Când ați atins subiectul ăsta cu cheia și clanța, mă gândeam la anii 60 în care eram copil, în care nici nu era nevoie să închidem ușa de la clanța de la ușă, pentru că nu făcea nimeni în casă, sau oricum dacă uitam cheia, știam că am o vecină cu două etaje mai jos, a cărei cheie se potrivea și la noi. Iar dacă un singur părinte sau un singur bunic era în parc unde se jucau copiii, el vedea de toți copiii. Deci, să nu uităm și de următorul lucru, tot ca să fim vigilenți, pentru că totuși nimeni nu trebuie să doarmă dacă vrea să evolueze. Da. O societate, cu cât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, este recunoscută prin următorul fapt, că are din ce în ce mai multe legi și reguli. Cu cât o societate are din ce în ce mai multe legi și reguli, cu atâta este mai îndepărtată de Dumnezeu. Oare cum este societatea noastră în care trăim și ce reguli, pentru că nu există spiritualitate fără bun simț, ce reguli ale bunului simț îi preocupă pe aceștia care ne conduc din toate părțile, de aici, de la distanță? De peste tot. De fapt, deci, nu știu cât spun, mai știu astăzi, câte legi ar trebui să respecte, câte legi se dau în fiecare zi, câți, că nici nu mai știm, de numărul lor deja e atât de mare încât... Legea lui cont. Mare atenție. Toată lumea spune că ne iubim copiii ca pe lumina ochilor. Ok, și nu știm ce să le mai asigurăm. Dar cine îi educă pe acești copii ai noștri? Ce le bagă în cap?
mai este suficient doar să asigurăm bănuțul, resursa materială sau mâncărica, sau trebuie să fim foarte atenți pe mâna cui încap copiii noștri? Atunci trebuie să pornim de la această empatie a noastră, de la această telepatie emoțională și să vedem față de cine putem noi să manifestăm încredere. Pentru că noi urmărim prin aceste canale, pe YouTube, pe televizor, pe Facebook, peste tot, să comunicăm, să fim, suntem ființe sociale, să fim în contact. Să fim în contact, permanent. Toate aceste comunicări de orice tip care au loc, noi avem acest radar interior, trăirea pe care noi avem. Sunteți dumneavoastră mai fericiți, mai entuziaști, mai clar la minte, mai coerenți în tot ceea ce faceți, mai plini de râvnă sau cumva altcumva? Pentru că aici avem de făcut alegeri. Părintele spunea despre comunități. Păi cu cine să ne unim? Că în, și cei răi sunt uniți în ceva. Și chiar foarte ușor ademenitor. Pentru că asta e problema, marea problemă a copiilor noștri care nu au discernământ și sunt foarte ușor atrași în anumite comunități, dar cu anumite interese, care sub aspectul ăsta frumușel pe din afară... Dacă cu educație solidă din familie, nu vor fi atrași. Și uite, bunica mea a avut o vorbă, un copil îl crești cu mâncare, nu contează, mai bună sau mai rea, dar cu foarte mult suflet. Aia și, în Biblie, și în Biblie, cum spunea părinte, cu să ne mai hrănim și altcumva, da? Deci nu doar cu pită. Pâine, da. Cu cuvântul care este în gura lui Dumnezeu. Adică logos înseamnă și educație pentru copii. Educație este tot logos. Pentru că am foarte multe întrebări, părinte, legate de comunitatea dumneavoastră, de-aia vă întreb. Am înțeles, important este să fii om dacă vrei să te duci către această comunitate. Bun, îndeplinesc această, cum să spun, acest criteriu. Sunt om, cel puțin așa mă simt eu. Pasul 2, unde vă găsesc? Păi, deocamdată noi avem un e-mail. Toate adresele cele se dau pe acest e-mail. Uh-huh. Noi le analizăm și o să-i primim. Deci, din peste vreo lună, două maxim, la fermă, acolo le primim pe toți, în zona Glimbav, ca să știe, zona Brașovului, de pe acolo pornește, se va iradia către celelalte comunități. E-mailul este quantumorthodoxy@gmail.com. Și de la acest email începem și analizăm toate cele. De ce? Să știți că chiar așa doar om, fiindcă crezi că ești om, dar cerem ajutorul Dumitru Grigorie cu jucăria lui, care este biospectorul, care ne pune la măsurătoare și vede de transcendență. Nu trebuie să speriem pe oameni, că acolo nu este neapărat un probe eliminatorii. Spune pe unde ai niște carențe și spune ce să faci ca să le rezolvi. Nimeni nu este respins, dar spune, ca și la mănăstire, nimeni nu te primește cu brațe deschise, te pune la niște încercări, durează în mod normal, erau ucenicii cel puțin un an de zile, stăteau la ușa mănăstirii până erau primiți și treceau de niște examene, niște probe morale, spirituale, de niște încercări. Așa și în cazul nostru, pentru că danone nu sunt probe, nu sunt încercări. Sunt remedieri, sunt terapii, putem să-i spunem, de sapiențiale, cum spunea Vasile Andru, sapiențiale în care omul este ajutat să-și revină la cristocentrism, la adevărata forma omului. Și bineînțeles că în ortodoxie, că ortodoxia acum noi nu vedem doar religioasă, este o formă de dreapta potrivire a lucrurilor. Asta e adevăratul termen al ortodoxiei. Dincolo, transcende religie, dincolo de orice, dreapta potrivirea lucrurilor. Asta înseamnă și sănătate, și endocrin, și neurologii, și psihic, și psihiatrii, că sunt oameni cu stoluri de păsări care vin și visează că sunt napoleoni. Nu-i respingi de tot, dar încerci să vezi dacă poți să-i ajuți, că noi avem nevoie totuși de membri sănătoși din toate punctele de vedere. În comunitate, copiii noștri vor sta în apropierea acestora. Și trebuie să tu, ca părinte, te gândești. Acum nu vorbesc eu, ci întreaga comunitatea noastră. Ți-ar conveni să vină un ciudat, un dubios, să aibă grijă de copiii tăi, să plece puțin prin pădure să le arate pe nenea ursul?
Păi nu-ți convine că dacă la noi se întorc la cap și atunci să fie, vorbim ca niște părinți acum. Normal că comunitatea trebuie să ai mare grijă pe cine aduci. Oameni general, oameni echilibrați, oameni sănătoși. Nu neapărat deștepți, nu cu diplome, ci oameni sănătoși, spiritual, sufletește și fizic așa. Dacă sunt bolnavi, nicio problemă. Avem, și aici subliniez, în comunitate avem niște medici, nu am încă acordul să spun, de top, care președinții țărilor le trimit acestora avioane private ca să se aducă la ei și vor fi la noi, condiția a fost că se pună la dispoziție un laborator de cercetare. Va fi de top laboratorul respectiv și atunci nu mai poate să zic că nu și acești medici vor, ne vor, așa numite med beds, de care tot vorbesc la anon, cu anoniții aceștia, noi avem tehnologia, nu este atât de complicată. Dacă știi principiul de bază al rezonanței și frecvenței și energiilor, poți să aduci pe om în starea de homeostazie foarte ușor, dar în niciun caz separând de problemele spirituale. Trebuie să-l treci prin partea aceasta de anamneză, de identificarea traumei și după aceea îl pui la aparatul respectiv, după ce omul își rezolvă conflictul interior. Și aparatul nu face decât să termine o lucrare deja începută de terapeut, duhovnic sau cum să-i spunem. E ceva atât de simplu. Vreau să spun că deci, și problema celor cu boli și au suferințe e ușor de rezolvat. În comunitate vom avea și oameni sănătoși, fericiți, în momentul în care noi o să avem, și acum dau un exemplu, mai avem și o fermă de cătină, aia produce, deci avem deja pe contract, ca să înțelegeți că și partea financiară, banii ce sunt, energie, 50.000 de euro la hectar, la producția de cătină. Păi sunt 15 hectare, asta sunt 750.000 de euro care avem anual. Suficient pentru o comunitate medie. Credeți-mă că nu va fi nevoie ca cineva să muncească în mod special într-un domeniu. Deci e suficient ca tu, ca toată energia ta, să o dai spre educația copiilor, spre cultură, spre pregătirea ta spirituală, evoluție spirituală. Știți cum acea piramidă a lui Maslow? Deci în vârf de tot e cu preocupările spirituale. Nu mai e nevoie să treci prin toate etapele. Având tot fundamentul și tot ce e necesar, nu te mai gândești pentru grija, nu mai e grija zi de mâine, toate eforturile tale sunt pentru formarea ta spirituală, ca să fii un stâlp pentru copil. Că noi suntem părinți stresați toți. Pleca la serviciu tot timpul, vine, venim acasă, copiii ne văd nervoși, ci ei sunt tulburați total, au traume. Plecați în sănătate, nu mai zic, crescut de bunici sau de stradă, de conjunctură, de anturaje, cu injecții siringi în venă și așa mai departe. Sunt pline școli de aceste nenorociri. În momentul în care tu te gândești să fii spiritual și centrat și echilibrat, păi vă dați seama copilul ce fericit va fi, îi transmiți starea ta de echilibru. Nu trebuie să-i spui nimic. Prezența ta îl întărește. Și atunci vreau să facem ce viitor vom avea, ce copii sănătoși din toate puncte de vedere. Avem și un program pentru copii de, cum au americanii, de scouts, deci pregătit cercetași, îi pregătim cu discipline militare, dar nu în sensul nebunesc. Și copiii să învețe să se orienteze în natură, să plece în excursii, tabere, cu instructori antrenați, bineînțeles, din zona militară, clar. Dar pentru că noi nu mai facem armată obligatorie și atunci trebuie să aibă și această zonă lipsă, trebuie să o compensezi cumva. E o nevoie de o întărire, de o confirmare a unor eforturi de a lor. Pentru ce am făcut degeaba, cum am întrebat degeaba, uite, ai reușit, uite ce bine te-ai descurcat în situația cu tare și cu tare. Asta și pentru copii noștri. În afară de ceea ce învățăm, le oferim și aceste lucruri. Da, foarte interesant, foarte frumos. Vă mulțumesc tare mult pentru emisiunea din seara asta. Cum să spun, a meritat așteptarea. Așa, prietenii noștri de pe acest canal cu siguranță vor fi fericiți că v-au revăzut pe amândoi. Încep tehnologiile sănătății, reîncep după data de întâi. O să fie toți cu ochii pe emisiunea voastră, cum a fost și până acum, da? Încă o dată vă mulțumesc, părinte, și sper să ne revedem la Puterile Secrete. La fel și ție îți mulțumesc tare mult, Dan, și cu siguranță ne vom reîntâlni și aici la Puterile Secrete. Dumneavoastră vă mulțumesc că a stat alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine și nu uitați de învățăturile pe care vi le-a spus părintele. Lucruri simple, lucruri care să vă ghideze și să vă facă să treceți ușor peste perioada asta, nu, părinte? Sigur vom trece. Obligatoriu. Da, mulțumesc. Doamne ajută. Doamne ajută, dați share să vedeți cât mai multe emisiuni, dați subscribe ca să puteți fi anunțați când sunt postate emisiuni noi
și vă doresc o seară bună. Nu uitați să revedeți emisiunea într-o stare de liniște și să vă trageți propriile concluzii din ea. O seară bună amândouă. Lumina, Doamne ajută! Doamne ajută!